Mie îmi place că eu văd negru în jos, știi? Adică văd atât de departe încât văd negru în jos. Eu văd negru și dacă s-ar să faci tot albastru. Da, exact. Lol. I'm on drugs. Blue. Da, bă. Diba. Mai am nevoie de cobblestone. Asta mai am. Mai am 4 bucăți. Stai, așa. Poate aruncai pe lângă. Băi, decât să toți mai la tine, mă, o să mai fac. De fapt, okay. Tai poate aruncai pe lângă. Uite un slime. Să-ți mai arunc un stack. Ok, hai. Eu mă duc în partea aia, deci nu știu ce fac. Cred că mă arunc ca Zoro. Și sper să nimeresc insula. Știi, ca să pot să fac drumul de jos, că nu prea am cum să fac de sus în jos. De jos în sus pot. Yes, are logic. Eventual faci stânga de tot până intri în clădirea aia și faci o scară în jos pe lângă clădire. Înțelegi? Da. Mă rog. Și pe urmă nu mă duc să explorez singur, te aștept. Mai am de făcut ceva. Bă, cred că avem acolo obsidian, dacă văd eu bine, de aici drumul e făcut în obsidian. Sau lună neagră. Una din două. Deci cred că e făcut în lună neagră. Nu cred că ne lasă ăștia pe noi așa de ușor. Da. Dar n-am făcut rost de semințe de ceva. Ar trebui să spargem iarba? Să ne facem o fermă de aia. Uite, știi că n-ar fi rău, adică... Pune și tu, deși atent. Mi se pare că avem un hău, dacă nu mă înșel. Nu știu. Plantează și tu, da, avem un hău ca am făcut eu. Plantează și tu în jurul bălțiele mici de acolo, de în fața casei. O să fac. Da, nu știu, cred că de morcov e cel mai profitabil. Avem morcov? Nu. Da, probabil o să ne dea. A picat slime-ul. Sper că n-avem nevoie de slime ball-uri. Sau nu prea multe. Bun, hai să spargem toată iarba. Tot botanistule. Hei, uite, vaci porc și oi pe asta. Și hai că e chiar bine. Fii atent, aici o să facem un fel de... Nu știu cum să zic. O să trească să ne punem o bază pe una din insule, nu știu. Da, cred să punem pe asta. Pe care asta? Asta care suntem acum, asta care ne-a dat prima oară. Asta de ciungă, adică pe bune, uite și tu cât de găurită e. Da. A fost penetrată din toate pozițiile. Eu zic mai bine să nu. Așa. Ok. Bun, mai avem nevoie de niște piatră. Și uite-mi cu un slime. Mai ai nevoie de piatră? Sunt două clădiri. Stai că vin. Stai că vine să-ți dau mai am un stat. Ok. Ah, să-mi bag piciorul, e cu lemn normal, nu e cu lemn de jungă. Nu putem să-l mulțim, știi, cocoa beans-urile. Ce ciudat e. Negru-albastru. Așa, bun. O să mai fac rest de un stack sau ce ajunge? Băi, eu cred că, deci, nu știu, stai să văd. Mi-ajunge până acolo, dar aș face, știi, și până la cealaltă insulă, că vezi, e una chiar acolo. Și am putea să ne facem chiar, uite, pe insula asta, că e dreaptă, știi? Adică e foarte ușor de făcut casă. Bine. Cam. Pe atunci, iau semințele. Ai căzut. Uitasem că drumul era făcut în totalitate, mă uitam la telefon și, știi, alergam în continuare și era să cad. Mi-am dat seama fix când... Am fost la ultima săritură și m-am oprit pe ultimul cub. Reflexe? Da. Sau bulan. Pe atunci ne facem ferma și toate alea pe insula aia. Da. Păi, dreaptă, ce naibii să mai facem de aia. Și da, e, da, sta lână neagră. Da, super. Îți dai seama că la un moment dat trebuie să ne dea... ăla obsidian, nu avem cum să ducem nether. Îți dă cele să ducem nether, dar nu îți dă obsidian. Stai așa. Edita mai jump-ul de făcut aici, cum dracu supraviețuiesc eu? Stai așa. Păi, du-te în clădire și spargi jump-ul și intri înăuntru. Pare un plan bun. Știu, eu ziceam să grifăm cât mai puțin. Păi atunci spargi piatra și-o pe la loc. Gata.
Geniu. Iată. Așa. Am intrat în clădire. Stai că vin și... Nu, hai că te aștept până în alta. Mai am 14 bucăți de piatră. Încerc să fac un drum și până la insula cealaltă. Bine. Și chiar ar trebui să facem drumurile, știi cum am încercat să-l facem pe ăla. Și uite, văd niște villageri acolo jos. Te referi să facem de două și a... ne ia prea multă piatră. Da. Dar mie nu știu. Mie să nu ne trezim cu vreun schelet, să ne dea una și să picăm. Că îți dai seama cum o să se spawneze, mai ales noaptea, pe chestiile astea. Da. Stai așa că pun eu torțe. Hai. Mai ai ceva piatră ca să ajungem și pe insula asta, dacă tot e așa aproape. Mai am un stack. Da, perfect. Se ajunge? Uite aici. Bă, nu vezi insula. Când n-ai bine, uite până unde am făcut. Cred că și cu jumătate de stack ajungem. No, hai. Știi ce zic? Întâi să mergem de aici în sus și pe urmă să mergem în jos și să ieșim, să intrăm în cealaltă clădire. Bine. Sper să găsim ceva de mâncare. Mai am 3 de alea de hunger. Hai da. Așa. Nu, hai. Aici nu e nimic, aparent. Păi și trebuie să coborăm sau să urcăm? Hai, hai întâi până sus. Hei, uite încă... Mui, așa să... Tot e albastru. Da. I'm blue. Da. Te un chest. Oh, ce-ți placă? Ce chest? Ce ziceam de... De ce n-ai luat ce chest? Păi să-ți las ție. Da. Clic, 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 clic. Avem 4 diamante. Suficient cât pentru un pickaxe de diamond. Au. Mai e ceva interesant până sus? Asta e ultimul etaj? No. Da, ăsta de deasupra, dar nu vezi nimic interesant. Ceva mesi, hai jos. Au. Hai dracu, nu puteau și să facă cu scări, au trebuit să facă cu slaburi. Ok, Uite încă un chest, mâncare. Oh, bun, să-mi dai și mie ceva. Au fost două rânduri, am luat eu unul tău. Ok. Au niște slime-uri. Știu, e una jos de tot. Au fost două, da, acum numai decât una. Ar trebui să luăm bookshelf-urile? Da. Nu ne-ar trebui un topor? Contează? Și cu mâna liberă e tot e bine. Hai, dăm cu sabia. Ar trebui să meargă mai repede. Decât cu mâna. Ah. Să ne trăiască, presupun că să ne trăiască enchant la Dragon. Da, avem de făcut un enchant de silk, și nu contează pe ce fel de pickaxe. Mai sunt mai sus, ai mai văzut? Nu cred. Bun, atunci hai da jos. No. Uite un slime dita mai la ușă. Îl omorăm, nu? Cred că lipsește ceva de aici. Stai așa. Eu mă duc din partea asta. Nu mai e nevoie. Hai să vedem. Stai așa, fii atent. Ia-ți 3 bucăți de lână și fă-ți un pat, că se face întuneric. Mă, bără, ne... Sper că ai lemn la tine. Uite, un copac lângă noi. Copil copac. Stai că fac un crafting table. Ok, eu iau lemn să facem de asta. Paturi. Nu merge. Ba da. Și o să ne mai facem unul. O să ne mai facem un pat ca să-l avem mereu la noi, știi? Bă, n-ar fi rău. Dacă îmi zici că îți faci tu, luam decât o bucată de lemn. Da. Eu sunt mai special, o să dorm aici. Nu, hai, ia. Eu iau patul ăsta să-l am la mine.
investigă closed. Cred că aici chiar n-are rost să intrăm. Stai așa, mă duc puțin pe asta. Uite. Deci, floor, așa... Ce scrie? Asta era ceva gen recep... Opa! Stai așa. Hai să... Stai așa. Stai că îți dau tot ce am și... Nu. Ia aici am chest, îl spargem și gata. Ok. Întâi hai până sus și până mergem jos. Stai cum am zis... Păi, nu era un chest aici. Nu contează, hai că fac eu unul. Nu, că le-au pe ăsta. A, deja l-ai luat? Mhm. Ok, hai. Ia zi, mare clădire, hai. Te-l punem aici. Ok. Te aduci tu? Eu mă duc. Te melen el. Stai că eu las tot. Ia o sabie doar. Voi iau pasta care e făcută praf. Dar nu cred că e nimic acolo, da, totuși. Te aduci tu sau am văzut că era ceva acolo. Stai. E ceva cu brick, uite. A! Așa, am picat în apă. Bun. E ceva? E ceva. Un creeper! Super. Sunt niște tuneluri. Tunele. Ceva. Te-am găsit un chest. Ai ajuns tu aici? Nu, era lungă. Un chest cu 4 gold. Deci pe aici e multă apă și nici sunt niște tunele, nu știu. Hai că mă uit pe aici. Uite un chest. Și temele și... Ah, trebuia să fiu la și un pickaxe. Păi stai că iau și un pickaxe. Am găsit un chest, dar nu pot să-l deschizi, știi că e ceva deasupra. Uite, un diamond și face bucăți de iron. Noroc cu apa asta. Păi cam asta e ideea, să ajungi în apă. Cred că ne-am luat mare țeapă. Da? Da, nu știu unde trebuie să mergem mai departe. Oh shit. Oh, e ceva jos. E explore the sewers. Și adică să explorăm canalele și ăsta cred că e un canal. Și asta e, să zic, challenge? Da. Ok, deci... Te-am găsit un chest, da. Hai să vedem. Bravo. Am mâncare, 6 pepeni și un pui de la prăjit. Și nu e bine? Ba da. Nu te uita în spate. Jos, deci dacă te duci pe apă, dar eu zic să nu te duci dacă ai ceva valoros la tine. E o chestie, dar nu știu cum să ajungem acolo. Unde? Auzi, toate ca tata, doamne, cum ieșim de aici? Nu știu. Hai, du-te. Uite pe aici. Uite alcest. Hai odată! Ce? Nu tu. Avem 4 d-astea, 4 arcuri și un stack și 8 săgeți. Îți dau și ție 2 arcuri și jumătate de stack și 4 săgeți. Te-ai dus... Nu. Am făcut o ieșire să... Nu. Avem ieșire? Auzi, hai să mergem să... Ce s-a întâmplat? Creeper? Nu, a apărut un zombie de la mic. Mereu mă amuz. Eu am crezut că ești tu. Da, mersi. Hai da. Ignoră violatorul cu sabie din spatele tău. No, hai să... Da. Suntem liberi. Uite un creeper în casă. Da. Ah, bine. Așa. Tu mă vine după mine. Nu te place. Gata. Moare după tine. Hai să mai luăm 3 bucăți de lână. Să avem... Să ne facem pat.
Bun. Eu las aici diamantul, ironul. Și hai să mergem sus. Stai așa. Fii atent să ții tu jumătate de stack și... Mă rog, 38 de alea. Ia și tu să ții alea și un arc. Dă-n chest. E un chest aici. Tobias Office. Hai să vedem. Biroul lui Tobias. Tobias. 6 cărți. Hârtie. Hai să luăm tot. Luăm tot ca țigani. Nu se știe când avem nevoie. Da. Ce vrei, frate? Eu în seria mea de Hexit mă duceam și luam tot în chesturi până am realizat că am prea multe căcaturi și nu am unde să le pun. Daniel's Office. E Daniel sau Daniel? Aici erau niște cărți. Cred că mai are rost să luăm toate astea. Da. Bine, hai. Luăm tot. Cu sănătoască pentru enchantment table. Că da, nu. Sau... Cred că poți să avem să ne facem casă, Daniele. Hai da. Bune. Alt chest. Asta le iei tu casă. Call's office. Yeah. Ce facem noi cu atâtea pene? Și asta vrea să fie un televizor? Mm-hmm. Ce om normal și-ar înlocui, și-ar încercui televizorul în cărți? Ce asta? Design. Bietul televizor. Gata, nu mai luăm bookshelf-urile. Și aici, mai multe chestii nefolositoare. Hei, eu zic să luăm astea. Ei, știi, da. Cred că ni le lasă cu un scop. Hei, cu uiturile putem să înmulțim animale. Jacob's Office. Cred că nu trebuie să luăm toate bookshelf-urile. Crezi? ia uite ce avem aici. Ce avem acolo? Vino și află. Ok, hai da. Jen's Office. Un ou. Uite încă un dăsta de aur. Unde? Așa. Da. Fii atent, ia tu căscuța de aeron, eu iau pe asta. Stai. Gata. Știu că-ți place căscuța mea. Mă, stai așa, dacă tot așa... Sper. Îți plac ciuboțelele mele? Nu știu. Haide. Note to self, check the tunnel in the lobby. Ok. Da. Concepting room. Stai. Dar vestuța mea îți place? Pantalon nu-mi pun, am nevoie. Apropo de ele, că poate să-mi trăiască. Meeting room. Eu nu-mi pun pantaloni pentru că știi, mai ușor pentru viol. Cantina. Lolita, cine a pus ăsta de troll? Strip club. Am găsit strip club-ul. Da. All deci... types of hoes. LOL. Stai așa să mă uit. LOL. Tu ziceai că vrei fermă. Okay. Deci am găsit... Frate, iată cu chestia asta le facem cea mai șmengoasă fermă ever. Hai să Ok, hai. Auzi? Oare ar trebui să păstrăm diamantele? Că avem un challenge, get 15 diamonds. Habar n-am, eu zic... Mi-a zis cineva că sunt 10 sau 15 diamante pe nu știu ce, pe nu știu care insulă. Deci noi am făcut două challenge-uri, Find the Strip Club și Explore the Sewers și încă unul la cu noci. Da, am găsit ăla cu noci. Cred că, nu știu dacă chestia aia știi, sunt și intenția lui noci. Alea, da, și mă rog, habar n-am, o să mai vedem. Trebuie să facem o casă. Mă rog, eu o să pun multe. În descriere cât un X. Cred că ar trebui, da, asta vreau și să zic, să pun ceva gen bifat. Da, eu pun un X. Între paranteze pătrate. Păi hai și pe insula cealaltă sau? Nu, hai, dar dacă tot ai... M-am dat cu capul de tavan. Hei, am avut un coleg, știi, erau scările exact ceva de genul. Și era mai prost colegul ăla, mă rog, de fapt nu era chiar prost, mai retardat așa de felul lui. Și ce-i zice unul, bă, sar de aici de sus până jos, da mă, da, și-a dat capul de tavan, a venit directorul, l-a dus la spital. Frumos. Știu. Ok, acum cum ajungem înapoi? Stai, că tot e seară, ne culcăm.
Da. Mă duc să-mi iau patul. Să-ți mai faci tu un pat ca să le ai la tine mereu. Păi, dar eu am de fapt ceva. Mai fac să mai... Eu pot să le iau mereu la mine, adică... Oricum am un spam aproape. Ok. Gata.